După lupte seculare, am putea spune, școlii gimnaziale Mihail Sadoveanu din Medgirie i-a venit rândul să primească o nouă față prin reabilitarea gardului. La o primă vedere, oricine ar spune că este un lucru bun, însă realitatea dovedește altceva. Pe afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Proaspăt reabilitat, gardul școlii Mihail Sadoveanu din Medgidia a început deja să se erodeze. Structura de rezistență a acestuia ar putea ceda în orice moment. Pe lângă faptul că gardul are proptele să nu cadă probabil, nici la capitolul aliniament nu stă foarte bine. Problema nu le este străină nici autorităților locale. Începuse lucrarea o altă firmă, care a lucrat prost, și noi am oprit lucrarea. Am cedat această lucrare în alte firme, care a făcut lucrarea la final și lucrarea, după părerea mea, arată bine, e în regulă. Pe de altă parte, reabilitarea a vizat doar anumite părți ale gardului. În zona de vest, plăcile vechi, sparte și pline de găuri, parcă au rolul să ne demonstreze că se poate și mai rău.